Oare în mijlocul laudelor lui. În această dimineață, bineînțeles că cu toții trebuie să-L lăudăm pe Domnul și eu niciodată nu m-am gândit că eu să fiu acolo la cântare să conduc și eu cântarea și toate că nu am o voce, dar Domnul să fie slăvit, pentru că este bine să slăvești numele Lui și nu numai atât că este bine, este o favoare pentru mine și Domnul să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. În Psalmul 29 scrie în felul următor. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, slăvit să fie El. Amin. Slavă și cinste. În această dimineață spune cuvântul lui Dumnezeu, fiii Domnului. Astăzi poți să-ți pui întrebarea, ești Fiul lui Dumnezeu? Amin. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste. Este o poruncă. Dați Domnului slavă și cinste. Cu ce-L cinstești pe Domnul? Cu tot ce ai, cu tot ce te binecuvintează Dumnezeu. Și nu numai atât. Domnul binecuvintează pe dătătorul voios. În momentul în care îl cinstești pe Dumnezeu din veniturile tale, îl cinstești cu inima ta, îl cinstești cu tot ceea ce ești tu, te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul binecuvintează, Domnul dă și înmulțește, pentru că nimeni n-a venit la El să rămână sărac vreodată. A primit și a primit însutit, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dimineață am dorit, nu numai atât, am dorit ca Domnul să ne învrednicească, să fim copiii Lui care aducem roadă și nu puțină, multă roadă. Domnul să ne ajute în această dimineață. Am dorit, dacă tot sunt eu aici la rugăciune și îndemn de rugăciune, ca îndemn de rugăciune, după ce vom da slavă, cinste Domnului, prin rugăciunile noastre, prin ceea ce înălțăm noi înaintea Domnului în rugăciune, bineînțeles că aș dori în prima parte să ne rugăm Domnului ca să ne ierte de multele noastre greșeli, multele noastre păcate, multele noastre fără de legi. Prin vrednicia mea și prin vrednicia noastră nu putem să venim înaintea Lui. Dar dacă apelăm la bunătatea Lui, la îndurarea Lui, Domnul se îndură? Amin. Dacă e așa, atunci haideți în această dimineață să mergem dincolo de vrednicia noastră și de ceea ce noi credem că am meritat. Și să zicem, Doamne, lăsăm la o parte tot ceea ce merităm noi și vrem să apelăm la îndurarea Ta și la mila Ta în această dimineață și să ne rugăm pentru cauze, probleme. Eu sunt sigur că sunt multe cauze. Și eu am așa o durere de spate și aș dori să vă rugați pentru mine în această dimineață și bineînțeles că ne vom ruga și pentru celelalte cauze. Câte sunt? Domnul să binecuvinteze pe fiecare din noi, să ne pună noi îndemnul acesta, să ne rugăm Domnului pentru cauzele, problemele noastre, pentru că nu este important faptul că treci prin încercări, faptul că ai necazuri sau probleme, este foarte important cum stai în fața acestor probleme și în aceste necazuri care vin zi de zi, nu este că ele nu vin și niciodată nu va fi cineva scutit de ele. Noi tot căutăm și am dorit să fim scutiți, că atunci știm noi ce trebuie să facem, nu-i așa? Dar în momentul în care vin, ce faci? Că ele vin, inevitabil, sunt aici. Și vreau să vă spun că niciunul din noi nu vom fi cruțați de aceste lucruri. Nu este tot aceeași treabă când vine vorba de un copil al lui Dumnezeu sau vine vorba de altcineva care nu este copilul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul, El îngăduie peste copiii Lui, dar nu mai mult decât pot ei duce și chiar dacă cad. Chiar dacă cad, vreau să spun că Dumnezeu nu te lasă acolo, te ridică de acolo de unde ai căzut. Deci nu există din momentul din care ești copilul lui Dumnezeu să ratezi. Nu există posibilitatea, există ea undeva, dar doar dacă te încăpățânești și nu mai vrei. În voința ta există. O inimă rea și necredincioasă poate să te despartă de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, El nu face așa. El se îndură de tine. El, chiar dacă ai căzut, te ridică de acolo. Și nu o să te lase acolo unde ai căzut. Domnul să se îndure și în această dimineață, să înțelegem acest lucru, pentru că Domnul ne vrea. El vrea să ne ridicăm din orice stare.
care nu-i după voia Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta, în această dimineață, ca să putem să ne ridicăm din orice stare care nu-i după voia Lui. Domnul să binecuvinteze pe toți aceia care astăzi nu sunt în casa Lui. Domnul să binecuvinteze acolo unde sunt. Sunt mulți plecați în România. Domnul să fie cu ei la plecare, la sosire. Ne vom ruga și pentru ei. Îi vom aminti în rugăciunile noastre. Domnul să binecuvinteze pe toți frații și surorile de pretutindeni, toți sfinții Lui. Domnul să binecuvinteze pe poporul Lui și în această dimineață, cu îndrăzneală, vom merge pentru că apelăm la bunătatea Lui. Amin. Pentru că apelăm la îndurarea Lui Dumnezeu și nu apelăm la vrednicia noastră. Nu venim prin vrednicia noastră. Doamne, Te rugăm prin ceea ce merit eu. Nu! Ceea ce Tu, Doamne Dumnezeule, poți să faci prin mila și îndurarea Ta. La ce venim noi astăzi și Te rugăm să Te înduri. Vrem să ne ridice Dumnezeu din toate problemele noastre? Haideți că în această dimineață să mergem înaintea Lui. Ne ridicăm în picioare și vreau să dau loc tuturor celor care au probleme, cauze sau au nevoie să fie sprijiniți în rugăciune în această dimineață, să spună cu voce tare și ne rugăm Domnului. Și așa cum am spus, ne vom ruga pentru cei care sunt plecați în călătorii, că sunt plecați în România, Domnul să fie cu ei, să-i ajute, să fie cu ei la plecare și la sosire, să-i ferească de accidente și Domnul să ne binecuvânteze și pe noi aici, să putem să facem în fiecare clipă voia Lui. Așa cum am